cost 1 kg de ulei, îl cântăriți, 1 kg de ulei, cântăriți 300 de apă, 130 de sodă caustică și ulei de lavandă după plăcere. Îl vreți mai parfumat sau mai puțin parfumat, depinde de fiecare. Acesta este să pun într-un vas, se amestecă într-un vas de plastic soda caustică cu apa. Să fiți foarte, foarte atenți, pentru că temperatura apei se ridică foarte mult. Este foarte fierbinte. Se amestecă bine, 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 încet. Să aveți grijă la ochi și la mâini până devine transparentă. Și după ce apa a devenit transparentă cu soda, turnăm totul peste un alt vas de plastic, peste ulei și amestecăm, amestecăm, amestecăm. La mână durează mai mult, eu am amestecat cu un mixer și se face foarte repede. Și amestecăm și la sfârșit am adăugat ulei de lavandă. Acesta este făcut ieri, săpunul, să scoatem din formă, s-a întărit deja și trebuie lăsat la uscat circa 40 de zile. Să scoatem. Uitați. O putem pune și în săculeț, ia uitați ce frumoase sunt. Punem săpunul într-un săculeț și îl dăruim. Și le putem pune și în șifonier, miroase foarte frumos. La lavandă. Foarte, foarte frumos. Dintr-un kilogram de ulei a ieșit tot acest săpun care vedeți aici, asta, partea asta de aici. Ia uitați, deci se vede. Acesta și acesta din spate a ieșit dintr-un kilogram de ulei. La revedere tuturor și multă, multă sănătate vă doresc. O zi frumoasă!